Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ministrul Educației a chemat la o discuție pe liderii sindicali, reprezentanții părinților și pe cei ai elevilor, într-o încercare de a opri greva profesorilor. Cei mai mulți profesori continuă protestul, dar unii au și intrat la clasă, respectiv 10.000, spune Ministerul Educației. Majoritatea profesorilor, peste 200.000, nu sunt însă de acord cu propunerile guvernului. Acesta a dat o ordonanță de urgență în care face o mărire ceva mai mult de 100 de euro pentru toată lumea, dă câteva bonusuri și scrie în nota de fundamentare că la legea salarizării profesorii vor primi ce au cerut. Și cu asta politicienii au hotărât că este încheiat conflictul. Președintele Iohannis a lansat chiar și un cum îndrăznesc răstit la adresa celor care nu se supun acestei negocieri. Recunosc că este un tip de negociere despre care sau de care nu am mai văzut, și anume unul în care guvernul și președintele vor să-și impună punctul de vedere. O negociere, din punctul meu de vedere, nu se încheie unilateral, ci cu o strângere de mână, cu un acord între părți care să înlăture tensiunile, pentru că altfel ele vor dăinui multă vreme. Ce au făcut domnii Iohannis, Ciucă sau Ciolacu este un gest care îi pune într-o situație de umilință pe profesori și a cărui finalitate dorită pare să fie enervarea profesorilor. O profesoară mi-a scris de ună zi așa: de ce statul are bani de zeci de tipuri de ajutoare sociale în loc să aibă bani pentru educație și pentru muncă? A, nu avem nevoie de bacalaureat să fim ciobani, zice ea, când ziua de astăzi un cioban are pretenții la 40.000, la 4.000 de lei pe lună, plus casă, masă și țigări. Ce este mai convenabil? Să fii debutat în învățământ sau să stai și să te plimbi cu oile? Și continuă: da, îndrăznesc să continui greva, nu pentru mine, care am ajuns la ultima treaptă de salarizare, și de aici până la pensie nu mai crește salariul, ci pentru tinerii colegi care nu au nicio motivație să intre în sistem. Am încheiat citatul doamnei profesoare. Aceste rânduri au ajuns la mine în ziua în care ziarele din România s-au umplut cu fotografiile doamnei Iohannis, profesoară, dar și model pentru o casă de bijuterii. Diamantele de la gâtul primei doamne sunt un model cumplit de inadecvare, mult mai mare decât cântatul de o lume minunată de către copii în timpul acestei greve. Uneori îmi face impresia că familia prezidențială s-a desprins de problemele noastre obișnuite, dar, în fine. În egală măsură, aceste zile sunt unele de stres teribil pentru mulți părinți. Bacalaureatul stă să înceapă, cei care își trimit copiii în străinătate chiar nu mai au timp, cei care sunt în clasa 8-a nu știu exact care e situația lor, iar stresul examenului adăugându-se ideea că nu știu exact când va avea loc acesta. Chiar și ideea de a prelungi școala cu încă 3 săptămâni enervează pe fiecare dintre noi. Dar aici suntem, între dorința de respect și dorința de a se reintra în normalitate. Cum procedăm? 0372069599. Ar trebui continuată această grevă? De ce o susțineți? De ce sunteți împotrivă? Aveți încredere că guvernul își va respecta promisiunile trecute în nota de fundamentare? 0372069599. 069599, cred că am zis o prostie, da? Suntem pe Facebook, YouTube, TikTok, la radio, la Europa FM. Deschidem discuțiile cu Tiberiu. Salutare, bine ai venit! Tiberiu! Alo! Curaj! Salutare! Da. Deci, prima problemă care aș vrea să o prezint este modul cu ură viscerală pe care o aveți față de președinte și față de soția lui. Ură viscerală, asta, ce cuvinte, asta, nu, ce da, cuvinte da, mari. Da, da, sunt cuvinte mari, așa este. Ca să-ți faci rating în felul ăsta, mie mi se pare o chestie care nu ține de meserie. Asta e primul lucru care voiam să vă zic legat de activitatea jurnalistică. Nu există nicio legătură între felul în care se îmbracă soția președintelui la vizite oficiale. Și nu interesează pe nimeni atâta că se îmbracă cu diamante sau fără diamante sau ce.
Nu eu le-o luat din banii dumitale. Bun, să revenim acum la temă. Tema cu greva. Greva își are rostul. Și are rostul, într-adevăr, fiindcă cadrele didactice nu sunt renumerate la, la nivelul la care ar trebui și nu impune, treaba aceasta nu impune respect absolut deloc. Paralel cu treaba asta, consider că părinții și sindicatele, care de fapt acum au devenit sindicatele, cum era sindicatul pe vremea lui Ceaușescu. Ei, vorba aia, cântă într-o strună politică. Și o țin... Dar în care strună politică? Vi se pare că aceste sindicate cântă? Poate. În care strună politică vi se pare că... În care strună politică? Da. Tot ce înseamnă... anti-PNL, anti-PSD. Vi se pare că aceste sindicate sunt anti-PNL, anti-PSD? Exact. Mm-hmm. Exact. Vi se pare că de-a lungul timpului aceste sindicate au fost anti-PNL, anti-PSD? Nu totdeauna. Mm-hmm. Dar de ce credeți că este? Care e argumentul? Care e argumentul pentru care această grevă e o grevă politică și nu una de statut sau de salarii? A devenit politică. Când? De la jumătatea ei. Când? Primele două săptămâni. Care este argumentul? Care este argumentul? Când? Argumentul este că nu contează dacă se strică situația elevilor, contează greva. Așa ceva nu se poate. Uh-huh. Într-o țară în care atâția analfabeți avem, vina nu e nici a mea, nici a dumneavoastră, vina este... Să mă întorc. Și profesorilor... Ok, mie nu mi se pare că acesta e un argument politic. Sigur că vinovățiile sunt împărțite. Revenind, vi se pare că doamna profesoară Carmen Iohannis a procedat corect când s-a afișat în public în perioada grevei, purtând la gât diamante la o recepție oficială sau prezentând diamantele unei case? Este în haine de doliu? Nu. Dar, cum să zic, este un grad de decență... Este un grad de decență... Și profesoarele care fac grevă își pun la gât un pandativ, un lanț de aur... De 12.000 de euro? Nu știm asta, asta e așa. Asta e ce a comunicat casa... Pus una pe burtă și zice 12.000 de euro. Nu, asta a comunicat casa de bijuterii. Vi se pare un moment adecvat ca doamna profesoară în aceste zile în care colegii săi sunt în stradă să aibă această... vizită oficială. Da, și nu se putea lipsi de chestiunea asta. Și nu se putea duce în doliu. Dar atunci când copiii au cântat lângă președintele Iohannis... o lume minunată, vi se pare adecvat? Era cu totul alt context, nu avea niciun fel de legătură. Dar atunci când lângă doamna Dăncilă copiii, dar atunci președintelui Germaniei. Deci era o lume minunată pentru președintele Germaniei, dar era în timpul grevei. Dar vi se pare adecvat ca niște copii? Ce înseamnă în timpul grevei trebuie să ne îngropăm toți sau să stăm și să bocim? Dar vi se pare că niște copii trebuie să-i cânte unui președinte? Nu, trebuie să-i cânte unui președinte în vizită. Trebuie să-i cânte, am înțeles. Președintele Germaniei. Am înțeles. Că trebuie să-i cânte președintelui Germaniei. Dar de ce trebuie să-i cânte? Acum, hai să nu deviem cu... Că așa putem ajunge că trebuia să-i cânte... Nu deviem. Dumneavoastră ați intrat aici în direct, ați făcut niște afirmații, nu îl urăsc pe președintele Iohannis. Nu pun tipul acesta de sentimente. Nu o să lămuriți pe multă lume că nu aveți... Să fiți dumneavoastră sănătos, că nu e încercarea mea. Ură? Dumnezeu, folosiți niște cuvinte foarte mari și vă angajați la foarte mult. Nu-mi permit să urăsc și nu iau acasă acest tip de sentimente, dar îmi permit să semnalez în spațiu public atunci când, din punctul meu de vedere, consider că sunt inadecvări. Păi așa, după mintea dumneavoastră, înseamnă că... Nu facem un șlagăr. Din ce nu la orice, la orice ieșire, în fiecare, uitați-vă, la orice ieșire care a fost de câteva săptămâni încoace, asta este leitmotivul. Președintele.
Președintele are niște obligații. Președintele are niște restrângi, constrângeri. Nu poate să facă ce vrea el. Exact, ați pus punctul pe ei. Președintele are niște constrângeri și la fel și familia lui, să știți că are niște constrângeri. Mulțumesc tare mult. Controlați-vă afirmațiile. Nu plec acasă cu sentimente nici față de domnul Iohannis, nici față de doamna Iohannis, nici față de domnul Dragnea, nici față de domnul Ponta, nici față de domnul Tăricianu, nici față de doamna Chioveși, domnii Drulă, Cioloș, Ciucă sau Ciolacu. Dar îmi permit să atrag atenția în spațiul public că unele lucruri sunt ieșite din comun. A merge dumneavoastră și a interpreta în zona faptului că urăsc? Nu urăsc pe nimeni. Dar știu să spun lucrurilor pe nume atunci când ele nu sunt acolo unde consider eu că trebuie să fie. Oare sunt mulți români care sprijină genul ăsta de idee a diamantelor? Da. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Eu sunt de acord, Adrian din București, eu sunt de acord să continue greva, pentru că aici nu mai este o manipulare. Toată lumea spune manipulare. Eu nu cred că este manipulare. E un strigăt al disperării. Păi și nu numai al profesorilor și al populației. Eu mai fac cumpărăturile. Cartoful anul trecut fac o comparație, care, așa în ghilimele, era mâncarea săracului. Și 6 lei. Acum. Anul trecut era 1,50 lei. Să facem un calcul. E de 4 ori prețul. Și vara. Deci vorbim vara acum 6 lei. Și la toamnă bănuiesc o să fie și mai mult, o să ajungă vreo 10 lei. Dar nu știu. Dar roșiile care anul trecut le cumpăram la piață cu 4 lei, 3, 4, 5 lei, acum sunt 17 lei. Alea mai micuțe sunt 15 lei. Deci vorbim de 3 ori prețul. Deci nu se poate trăi. Asta vreau să spun. Eu s-a ajuns la un punct în care acum, și vreau să spun până acum, așa metaforic, să făcea cu samsarii de mașini, cu toate lucrurile. Acum e obișnuință la mâncare. S-a ajuns să fie chiar obișnuință la mâncare. Mâncarea okay. Acum toată lumea, pentru că aia este necesarul. Asta deci, se întâmplă... Toată lumea cumpără mâncare. Asta se întâmplă cu toată lumea implicată în viața socială din România, să știți. Că și pentru polițiști e greu, și pentru doctori, și pentru noi medicii. Sociale. Da, pentru toată lumea. Adică ăsta e un argument universal. Știu că salariile sunt mai mici, dar, cum să zic, e o chestiune care se aplică tuturor. Da. Și acum e un strigă chiar al disperării, n-ați văzut și cadrele medicale și sanitare. Și nu, aici nu sunt manipulații, e disperarea. Pentru că omul să ajunge, pentru că, nu, că să mai spun că ai o rată la bancă, să mai ai un copil, să poți să mai, nu mai zici să te mai încalzi, să te mai îmbraci. Păi cum să mai plătești un telefon întreținere, ați văzut și noastră. La căldură a venit dublu. Eu unii n-am beneficiat de căldură și am plătit-o și dublu în iarna asta. Ok, dar aici deci, sunt puse pe masă niște promisiuni. Cum să se procedeze mai departe? Păi asta este că tot timpul doar am rămas doar cu promisiunea. 33 de ani, toți au venit Sunteți și profesor? Ne-au promis că la alba neagră. Ne-a promis. Și știți, e o idee și asta psihică. În momentul când unui om îi promite așa și tot poți să-l am în tot timpul. Nu mai pun promisiune. Că cu asta putem să rămânem. Doar cu promisiunea. Eu am trăit 33 de ani aici în București după Revoluție, mă refer. Și numai cu asta a fost tot timpul. Și mi-aduc aminte de un lucru de 90, atunci în piață când au ieșit, știți, cu instinct aceea, că de asta și vă ascultam acum, era pe aceea care scria Golan. Tot intelectuali au fost cei care au ieșit în stradă atunci în 90. Bine, au mâncat o bătaie bună de tot. Nu știți, de la Mineriadă. Dar și au adus la tăcere. Mesaj. Chiar nu mai există... Mesaj, Răzvan pe Facebook. Chiar nu mai există în țară alte priorități decât greva profesorilor. Deja a devenit plictisitoare povestea. Li s-a făcut o ofertă, nu acceptă treaba lor să fie trași la răspundere. Da, dar rămâne doar cu oferta care ți-o promite și toată lumea acum vrea să fie ceva palpabil, nu mai merge pe, cum au zis și profesorii, domnule, vrem bani în mână, să fim siguri, nu mai acceptăm promisiunea, ca așa. Și dacă îmi dați voie să vă spun o poveste spirituală, un avocat ia cu el 3 martori la tribunal și la un moment dat 2 pleacă și rămâne doar unul cu el. Și întrebarea este, cine sunt cei doi care au plecat? Cei doi care au plecat sunt averea și familia și cel care merge cu el mai departe doar conștiința. Cu asta rămânem în fața morții, doar cu conștiința. Viața e scurtă a omului și rămânem cu ceea ce facem pe acest pământ. Această clasă politică care 33 de ani a fost o clasă numai de mahala. N-am nimic. Deci asta a fost. Dar ferească Sfântul mai rău este ca și în gura lor, că nici Dunărea nu te mai spală. Dar vreau să spun că poate dă Dumnezeu, eu știu, și asta îmi doresc să știți, în tot sufletul, să devină și țara asta cu niște
oameni care să schimbe și să devenim chiar cu adevărat o țară normală în care românii să nu mai fugă de aici și să putem să trăim într-o normalitate. M-am uitat la rege. Ați văzut câtă lume a venit în jurul lui. Multă lume. E altă chestiune. Nu știu dacă găsim noi modele care să funcționeze așa. Mulțumesc. Putem pe Regina Maria, Margareta. Eu ai zice că este o ocazie. Îmi place că este o femeie educată, titrată, are bunătate. O să vă propun o dezbatere despre modele. Nu cred că e timpul acum. Nu cred că un rege putea să facă mai mult în această situație enorm de complicată. Atenție! Salariul este o chestiune de igienă. E un drept. Dacă el este sub limita necesităților noastre zilnice, atunci el duce la descurajare. Da? Asta se întâmplă. De fapt, acesta este protestul pe care îl vedem în momentul acesta. Pentru că pentru foarte mulți profesori acest salariu a ajuns sub limita de descurajare. Nu e o țintă foarte mare, ci o țintă pe linia de plutire. Haideți că am prins-o pe doamna ministru a educației la telefon, doamna Ligia Deca. Bună ziua, mulțumesc că ați răspuns întrebării noastre. Ați avut, ne auzim, doamna ministru? Bună ziua, sigur. Ați avut o ședință astăzi în care ați vorbit cu profesori, părinți, elevi. Rezultatul ei care e în acest moment din punctul dumneavoastră de vedere? Am avut întâlnirea de astăzi cu scopul de a avea un update direct din partea federațiilor sindicale și de a discuta împreună cu elevii și cu părinții vis-a-vis de ce măsuri a luat deja Ministerul apropo de procesul educațional și care este situația, spre ce ne îndreptăm și ce măsuri va trebui să luăm în continuare. Ne-am dorit să existe și un dialog direct, adică să înțeleagă toate părțile implicate în discuție, care este feedback-ul direct de la elevi, de la părinți și de la cadre didactice. E normală o astfel de discuție. Eu sunt optimistă după ea, cred că vom avea o discuție bună și mâine cu federațiile sindicale. Am invitat din nou liderii pentru a relua discuțiile pe contractul colectiv de muncă. Eu înțeleg că vi se cere așa, să mutați din nota de fundamentare acea prevedere privind legea salarizării într-un document în care să vă puneți semnăturile. Asta e calea de rezolvare? Care-i oferta dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Pe parcursul discuțiilor cu federațiile sindicale sau discuțiilor între federațiile sindicale și guvern au fost oferite diferite soluții de garantare a acelui principiu, care mie mi se pare extrem de îndreptățit, și anume ca viitoarea grilă de salarizare în educație să plece de la salariul mediu brut pe economie. A fost vehiculată varianta de acord, de memorandum și așa mai departe. Un act normativ de tip OUG care să modifice legea actuală a salarizării, care va fi abrogată în viitor de viitoarea legea salarizării, nu știu dacă prezintă garanțiile pe care dumnealor le caută. Ceea ce însă domnul prim-ministru a anunțat este că pe legea salarizării se vor continua discuțiile începute la Ministerul Muncii, plecând de la acest principiu asumat politic. Okay. Baza este egală cu salariul mediu brut. Și atunci, mâine, ce discutați? Adică, mâine, de la ce porniți dacă dumneavoastră rămâneți la punctul acesta de vedere și domnii profesori și doamnele profesoare în continuare cer asta? Contractul colectiv de muncă include o serie de alte drepturi și obligații ale cadrelor didactice separate de legea salarizării, inclusiv zilele de concediu, anumite facilități legate de controle medicale, de materiale didactice, de exemplu, accesul la materiale digitale. Deci sunt toate prevederile care țin de specificul sectorului de învățământ legat de activitatea dumnealor. Doamna este ministru, un proces aflat în desfășurare. Ok. Doamna ministru, luni e prima probă de bacalaureat. Eu nu-mi dau seama dacă în momentul ăsta, pe lângă grevă, în școli se fac înscrieri, știu eu, toată birocrația necesară susținerea acestui examen. Ce se întâmplă dacă nu se întâmplă actul ăsta administrativ? Ce se întâmplă dacă greva continuă copiii care au bacalaureat? Eu cred că nu vom fi în această situație, dar dacă vom ajunge într-un astfel de punct, putem să mergem pe ideea, pentru că începem luni cu probele de competențe, putem să accesăm experiența din timpul pandemiei, când au fost echivalate probele de competențe, cu notele de pe parcursul gimnaziului la materiile corespunzătoare. Nu cred că este o soluție ideală, în sensul în care cred că copiii trebuie să dea acele probe pentru a constata nivelul actual,
Însă, dacă vom ajunge în acea situație, vom merge pe soluții pe care le-am mai testat deja și care sunt funcționale. Cu siguranță vom căuta variantele în care copiii să fie cât mai puțin afectați de acest context. Ca să înțeleagă toată lumea, la competențe, dacă greva continuă, o soluție ar fi echivalarea notelor de la clasă cu ceea ce cu nota de examen. Este o soluție pe care o luăm în calcul alături de altele. Pe perioada acestor zile libere, noi la Ministerul Educației am venit în fiecare zi și am lucrat la diferite variante. Nu ne dorim să speculăm încă, vrem să vedem că ne întoarcem în școli până la finele săptămânii și rămânem în calendarul anunțat. Însă dacă nu vom fi în această situație, avem la îndemână măsuri care să nu pună și mai multă presiune pe elevi. Cred că este important ca finalul examenului de bacalaureat să le permită absolvenților de liceu să se înscrie la facultățile pe care și le doresc. Dacă e cineva corigent la o materie din asta unde se face echivalarea, se cheamă că pică, nu? Acolo, din nou, am avut soluții și în pandemie. Practic, cei care se află în situație de corigență pot avea o notă în plus, deci se permite pentru ei se permite acordarea unei note în plus față de minim, în așa fel încât să putem avea, să poată ei avea șansa să remedieze această situație. Din nou, avem o diversitate în sistem. Deci avem județe în care numai un procent de 24-25% dintre cadrele didactice se află în grevă, alte județe în care este mai mult. Avem peste 1000 de unități de învățământ unde nu este niciun om în grevă, niciun membru al personalului din școală, fie cadrul didactic sau personal didactic auxiliar sau nedidactic. Deci cred că trendul este în scădere, cred că ne vom preocupa cu toții în așa fel încât să nu ajungem în situația în care copiii să aibă de ce. Mulțumesc tare mult, Ministrul Educației Ligia Deca. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. 0372069599. Asta e imaginea și situația în acest moment. Mulțumesc, doamne ministru, că a dat detaliile astea de care foarte mulți părinți aveau nevoie. Încercăm aici la România în direct să vă ascultăm opiniile, părerile, dar să vă dăm și informații relevante. Până la urmă, este cel mai ascultat program de radio din țară la această oră și vă mulțumesc pentru contribuțiile voastre. Gabriela, dacă mai ești acolo, mulțumesc pentru răbdare. Hai să începem. Sigur. Profesor, părinte, de ce parte te situezi? Clar de partea profesorilor. O să vă spun situația mea personală, a copilului meu, în legătură cu acei părinți care se gândesc foarte mult ce vor face copiii lor în momentul în care nu vor putea accesa bursele din străinătate. Mă gândesc că pentru ceilalți părinți a răspuns acum destul de prompt doamna ministră, chiar anterior mie. Pentru acei copii care se gândesc că nu pot să acceseze anumite burse din străinătate, vreau să le spun părinților situația mea. Copilul meu, acum 8 ani de zile, având 18 ani, pregătindu-se pentru bacalaureat, învățând într-o limbă cu totul străină și neapropiată limbii române, trebuind să plecăm din cauza unui război, s-a trezit că vine în România și a trebuit de la clasa a 12-a și trebuind să dea bacalaureatul pe care n-a mai putut să-l dea în țara respectivă și pentru care s-a pregătit foarte mult, s-a trezit în clasa a 10-a, semestru 2. Asta acum 8 ani de zile. Okay. Vreau să vă spun că acum băiatul meu, prin eforturile noastre foarte mari, prin efortul lui în principal, dar și datorită efortului profesorilor, a ajuns acum să termine medicina. Ok, da. Ce voiam să vă spun? Așa, că ce înseamnă povestea asta pentru miile de copii care sunt acum? Le doresc părinților, acestor copii, să iasă puțin din zona de confort. Suntem o nație prea individualistă. Okay. Din moment ce profesorii s-au gândit, eu mă gândesc că ei s-au gândit, ei au premeditat perioada asta pentru greva pe care o fac, tocmai în ideea să poată să rezolve ceva, că ei puteau să o facă cu 4 luni înainte și puteau să nu facă un semestru întreg școală, dar știau, gândeau, de asta sunt și intelectuali, simțeau că nu vor rezolva nimic.
Rău de la rădăcine trebuie tăiat. Vreau să vă spun, Angela Merkel în Germania, am fata acolo, farmacistă, mi-a spus, educatorul are 2500 de euro, un profesor are 4000 de euro, iar vorba dumneaei a fost, pe care mă gândesc că ar trebui să o preluăm și noi, că dacă nu există profesori, nu există medici, nu există avocați, nu există politici. De acord cu, tine, Gabriela, dar povestea este așa, dacă aș fi părintele unui copil de clasa 12-a, dacă aș fi părintele unui copil de clasa 8-a, aș avea îngrijorări mari și aș spune oamenilor acum, așa cum se vede în mesaje, domnule, totuși adevărat. România are niște limitări, haideți să trecem cu toții de perioada asta, ajutați-ne copiii și vă vom ajuta și noi după asta. E o chestiune de încredere. Profesorii nu au încredere în politicieni, noi nu avem încredere în profesori și așa mai departe. Exact, dar asta voiam să le transmit profesorilor, să le spună. Mie mi-a spus copilul așa, copilul, că avea 18 ani, băiatul meu, mi-a spus, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? I-am spus, pentru că ai avut ghinionul să fii contemporan cu aceste timpuri. Doamna, să știți că, da, corect. Deci, lucrul ăsta trebuie explicat copiilor. Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să facem un sacrificiu. Altul face, pleacă, își lasă o țară din cauza războiului, pierde tot, nu numai un an de învățământ. Da. Uitați-vă ce se întâmplă în jur. Altul pierde din cauza unui cutremur vreo 2-3 luni. Adică eu mă gândesc în felul următor. Pentru copiii care vor învăța în România, o situație, vedeți, se prefigurează, nu se întâmplă nimic. Probabil că și la examenele la facultăți se vor mai decala. Eu am vorbit strict pentru părinții, a căror copii, le frică că... Presiunea cea mai mare... Bursele. Mulțumesc tare mult. Presiunea, într-adevăr, presiunea cea mai mare este pentru părinții care trimit copiii în străinătate sau pentru copiii care pleacă în străinătate. Pentru că, în rest, la evaluare națională și bacalaureat, fiți convinși că întreg sistemul de educație se va mula după datele noi oferite de aceste examene sau datele noi oferite de minister. Deci, nu e o temere aici, consider. Horia, mai ești acolo? Că te-am sunat de mult. Salutare! Mulțumesc pentru răbdare. Salutare! Da, nu-i problemă. De multe ce vorbesc cu tine, sunt total de acord, în primul rând, cu profesorii. Și am să spun și punctul meu de vedere legat de... Am doi copii gemeni de 2 ani. I-am înscris anul trecut, am depus dosarul pentru creșă, n-am avut nicio șansă, vorbesc de primăria Florești-Cluj. Vă aud, da? Da, te aud, acolo la Florești-Cluj sunteți 50.000 de oameni, evident că n-aveți infrastructură și ce vă trebuie. Da, bun, Cătălin. Deci eu stau de 10 ani în Florești, cu buletin, cu acte, chiar săptămâna trecută mi-am scos dovada, pentru că acum urmează iar înscrierile. Au fost 28 de locuri și 233 de dosare. Care șansele să mai prindă? Ei nu fac nimica pentru noi. Deci absolut nimica. A trebuia și, cum a zis doamna dinainte, nu suntem uniți. Dar trebuia să ieșim acum toți în stradă. Și care au copii și care n-au copii, pentru că am trăit în minciună de 30 de când a fost revoluția, 33 de ani. Nu trăim numai în minciună. Acum... Nu se va rezolva absolut nimica până nu... Dar nici ai cu cine te să știi că fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, are astăzi o postare pe internet și spune așa, că această chestiune, în mare ăsta e mesajul, scrie altfel, dar în mare această chestiune se va rezolva când întreaga societate, chiar și prin meetinguri, se va alătura profesorilor și va spune, domnule, asta e o situație care trebuie rezolvată, educația e o situație care trebuie rezolvată. De ce? Pentru că nerezolvarea ei ne afectează pe toți pe termen lung. De fapt, asta este miza acestei greve. Noi trebuie să le spunem oamenilor în aceste zile că miza acestei greve este România pe termen lung. Pentru că dacă nu le dăm o calificare acestor copii, dacă nu le dăm profesori buni, vom continua să scoatem în continuare sau brațe de forțe de muncă, înțelegi? De aia suntem o țară atât de mare exportatoare de brațe de forță de muncă. Pentru că nu avem profesori bine plătiți. De câte ori, și insist să-mi spun asta, de câte ori nu ne plătim taxele și nu ne plătim profesorii din lipsa taxelor, atunci mai creăm un loc de muncă din ăsta care merge la sparanghel, cu tot respectul pentru oamenii de acolo. România trebuie să înceteze să mai fie o forță de muncă pentru sparanghel. Corect. Sunt total de acord. Și să continui cu, din punctul meu de vedere, legat de copiii mei, deci crede-mă, suntem doi tineri care muncim în România și dacă nu prin loc nici acesta la creșă,
va trebui să-i dau la particular, unde mă costă 4.200 de lei. Deci nu câștigă soția cât va trebui să dau la creșă pentru copii. Așa este. Ți se pare normal? Și îmi plătesc taxele în România, dacă te tot aud că plătiți-vă taxele, îmi plătesc taxele în România de Huria. 20 de ani, de tot un pic, am făcut și un part job de 4 ore și plăteam și acolo separat. Pe lângă asta, acum vreo 4 ani am avut o problemă medicală, m-am dus la spitalul din Cluj, cu tot respectul pentru medicii din Cluj, și m-a trimis acasă, zic că am o infecție în sânge și nu știu ce am. Și după aia mă simțeam rău și m-am dus la particular și dacă nu mă opera a doua zi, eu zic că oricând puteam să dau în septicemie și să mor. Și de la spitalele din România, de stat, m-au trimis acasă. O să ne vedem după 30 de zile că eu mă duc în concediu, mi-a zis doctorul. Cu tot respectul încă o dată pentru medic. Și ți se pare normal? Eu poate astăzi mai vorbeam cu tine dacă ascultam ce a zis respectivul doctor. Aici nu pot să comentez, dar apropo de creșa ta, pot să zic un lucru și o să mă scuze toată lumea că fac o paranteză aici. Știți de ce n-aveți creșa acolo? Pentru că în România, ani de zile, noi nu am făcut dezvoltare imobiliară conform unor standarde absolut normale. Adică acolo unde sunt 10 blocuri noi, să fie și o creșă, da, o grădiniță sau o școală. Corect. De-abia când noile politicienii de tip nou din PNL, USR au venit cu ideile astea, care sunt de vreo 4-5 ani și au zis, domnule, cum e la București? Nu mai facem cartier nou fără școală. Dezvoltatorul face și o școală sau o grădiniță, după care o predă statului. Asta a fost ideea. Asta este ideea orașelor de 15 minute. Asta e, știți că am vorbit săptămânile trecute de orașele de 15 minute. Exact asta. Domnule, cartierul Florești, pe viitor, când mai face unul în Florești, nu-l mai poate construi fără școală și fără grădiniță. Păi acum așa s-au dat, am înțeles, ultimele autorizații, da. Dar deja este târziu. Pentru că deja este târziu. Să mai aduc aminte, estimaților ascultători de Europa FM, care este singurul partid din România care ține cu românii, dar se opune acestei reglementări? Da. Da? Să zic eu, Partidul Aur, da? Ca să știe toată lumea. Deci, Partidul Aur este singurul partid din România care se opune acestei reglementări care aduce creșă în cartiere precum Florești. Ca să închidem o paranteză. Da. Restul nu se opun, dar nici nu fac nimic. Absolut. De la primăria Florești, când ne-a convins să semnăm să-l votăm, a promis că în 2 ani va face creșe și grădiniță, să nu mai trebuie să se ducem la particular. Aia, uite, absolut, că au trecut 4 ani și nu s-a întâmplat nimic. Vi le inaugurează acum la tăiere. Da, sunt de acord cu tine. Mulțumesc tare mult. El a fost Horia din Florești. Ciprian, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin, bună. Eu sunt părinte și chiar dacă susțin în adâncul sufletului meu greva profesorilor care sunt, din punctul meu de vedere, prost plătiți, cred că ne depărtăm puțin de dreptul constituțional al copiilor la educație. De acord, de acord. Da, facem presiune, hai să facem sâmbătă, să iasă 200.000 de profesori sâmbătă în stradă, să meargă la București, metaforic vorbind, să se bată cu jandarmii, guvernul, dar să facă de luni până vineri școală, pentru că dacă nu facem asta, după încă 2 ani de pandemie, singurii care țopăi acum sunt fermieri din Germania, că o să aibă la sparanghel client cât de curând. De acord cu tine, dar știi cum e zicerea asta ta? Se aplică doar altora. În ce domeniu lucrezi? În vânzări. În vânzări. Opriți-vă o secundă cu vânzările, opriți-vă, faceți o grevă generală. Știu că e imposibil la privat, dar dacă faceți o grevă generală în vânzări, cam în 2 săptămâni așa, nu o să mai fie apă, știu eu, diverse bunuri de larg consum. Și atunci noi o să spunem, băi, dar ne lezeți drepturile constituționale la viață, că nu mai avem alimente în România. Și e greu să punem presiune ca societate pe un corp profesional și să-i spunem, bă, știi ce, hai, vezi drepturile tale, dar așa mai puțin. Hai să presupunem că am greșit. Un alt punct de vedere este următorul. Sunt câteva licee în perișoara aceasta minunată, în care în ultimii 6 ani promovabilitatea la bacalaureat a fost 0 în fiecare an. Le mărim și acelor profesori salariile? Întâmplarea face că da în acest moment. Nu-s de acord. Nu-s de acord. Și următorii 10 ani o să fie tot 0, pentru că dacă nu există o meritocrație, dacă nu plătim
în vânzări, da? Tu cu colegul tău care a trecut înainte de a intra în emisiune spuneai că dacă cere colegul tău mărie salariul de 30%, da, dacă el are mai mulți ascultători decât tine și produce mai multă reclamă, bani din reclamă decât tine, da, îi dau nu 30% mai mult decât ție, dau 60% mai mult decât ție, dacă nu facem o diferențiere clară între omul care chiar face și omul care merge la școală doar ca să treacă timpul și pentru că e boierie, nu o să avem niciun viitor, nici dacă le dăm, nici dacă le dăm nu 25%, 250%. Uite-te, acum. În medicină, le-am mărit salariile la doctori, dar încă mai sunt medici care iau șpagă. În Botoșani sunt 5 profesori în tot județul care dau meditații legal plătesc taxe la stat. Da, știu, poate s-or mai fi adunat unii, că era o statistică de prin 2020, poate între timp s-au mai adunat 5. Dar oricum, eu sunt de acord că evaziunea fiscală este până la ce în România. Sunt foarte de acord. Dar nu o să aibă niciun polițian capacitatea să ne spună în față, bă, noi suntem niște hoți, hai să ne schimbăm cu toții, să nu mai dăm, să nu mai luăm, și doar așa putem în 10 ani să clădim ceva. Ei bine, noi suntem sortiți pe irii, pentru că dacă vine unul și spune așa, nici dracu nu mai votează. Da, dar ar avea dreptate. Culmea e că ar avea dreptate, că noi avem o treime din economie neagră sau la gri, în condițiile în care, repet, supărați-vă pe mine, totuși nu avem cele mai mari taxe din Europa. Nu le avem, știu că taxarea pe muncă și e foarte mare, dar nu e, domnule, ca la ăilalți. Ne lasă 10% pe venit, ne lasă la firme și 1% și 16%, deci... Săptămâna trecută am fost la dentist, nu mi-a dat nici măcar pe un bon. Serios? Măcar pe un leu bon. Nici măcar pe un leu. Mi-am pus o plombă, Am fost la... Să-i spuneți, domnule, la prăzara, la legume, nici măcar pe un leu n-am primit bon. Asta știu și e rușinos. Și atunci trebuie să le spui de fiecare dată oamenilor de acolo, băi, nu vă mai plângeți de spitale și de școli dacă nu v-ați plătit taxele. Ăsta e un lucru care trebuie spus în momentul ăsta. Mihaela, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Sunt pe stradă, sper că se aude bine. Se aude foarte bine. Da. Sunt profesor la ciclul primar și sunt în grevă. Vreau să spun că greva aceasta nu este doar despre salariile profesorilor, ci, bine, s-a tot vehiculat ideea aceasta. Dar este o acumulare care s-a întâmplat în ultimii 10 de ani. Se tot vorbește de calitatea învățământului. Eu cred că dacă această grevă nu are efectele dorite de către profesori, de către cei care lucrează în învățământ, atunci nici nu am mai avea dreptul să ne plângem că avem analfabeti funcționali sau că sunt atât de multe probleme în învățământ. Pentru că societatea a trebuit să fie alături de noi, să înțeleagă. Atunci când pe parcursul unui an școlar părinții trebuie să dea bani pentru rechizite, trebuie să dea bani pentru activități. Oricum, există atât de multe investiții din partea lor. Păi, dacă nu obținem nimic atunci când arătăm că vrem să luptăm și că există niște probleme, nu mai avem de ce să ne plângem. Când ai fi de acord să înceteze această grevă? Da. Am simțit un pic amărăciune când am văzut răspunsul celor de la guvern, dar nu știu, aș putea să mai lupt câteva zile bune. Ca să zic așa. Știu că foarte mulți colegi cedează pentru că se gândesc că nu vor mai lua salariile complete și fiecare știe socotelile lui, dar eu cred că ar trebui să mai luptăm sau dacă totuși greva se oprește, să spunem că de mâine mergem la serviciu, atunci noi oricum nu ar trebui să oprim lupta a arăta că avem nevoie de învățământ de calitate. De fapt, mulțumesc tare mult și o să ne oprim astăzi aici, căci mi-e teamă că mâine tot în zona asta vom fi. De fapt, aceasta este lupta acestui moment. Dacă vă aduceți aminte de protestele din 2017, e un protest care cerea principii.
cel din 2017 și cel din 2023 se oprește la principii. Eu nu simt de data asta că ar fi vorba neapărat de suma pe care acești oameni o au în portofelele lor, ci de un tip de respect pe care profesorii de calitate ar trebui să-l primească în această țară. Și dacă da, avem profesori mai slabi, ei vor fi înlocuiți cu timpul dacă această meserie va deveni atractivă. Dar încă o dată și încă o dată, România este datoare față de sine, față de societate, să pregătească din ce în ce mai mulți copii buni. Suntem datori față de noi să ieșim din zona brațelor de muncă fizică și să aducem valoare adăugată. Ori valoare adăugată se aduce printr-o societate educată. Haideți ca de data asta să fim uniți în jurul unui principiu, nu în jurul unor oameni, și să admitem cu toții că e nevoie să aducem mai mulți bani în educație pentru copiii noștri. Asta însemnând să ne plătim taxele și impozitele, să le punem întrebări politicienilor ori de câte ori este nevoie în această situație și să gândim ceva mai mult împreună pentru viitorul nostru. Cu banii, sunt convins că se va rezolva într-un fel sau altul, nu cred că nimeni e absurd în această situație, o să mergem în limita posibilităților atât cât se poate. Dar lucrurile trebuie trecute undeva pe o hârtie, dacă vreți, într-un mare pact național. Ne oprim aici cu România în direct de astăzi. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.